Cu prilejul zilelor Reghinului, Centrul de zi pentru dezvoltare și educație timpurie Caritas din Reghin și-a prezentat activitatea. Manifestarea a avut loc la Casa de Cultură a Tineretului George Enescu, sâmbătă 12 iulie, de la ora 10. Prezentarea a fost sub formă de workshop și a inclus activitățile obișnuite cu părinții și copiii de până la 3 ani. Responsabilii instituției recomandă părinților să fie mai mult decât supraveghetori în primii ani de viață ai copilului și să contribuie la dezvoltarea lui armonioasă, fizică și psihică. Programul pune mare accent pe dezvoltarea motricității, a mișcării a copiilor. Lângă acest fapt, se dezvoltă și cognitiv copii. Cântecele asociate cu mișcări este esențial pentru copii la vârsta aceasta, deoarece ajută mult la dezvoltarea limbajului, la dezvoltarea creierului, de fapt, și ajută foarte mult la întărirea relației mamă-copii. Părinții care frecventează cursurile sunt încântați. Spun că este singura activitate de care au parte cei mici la această vârstă, iar copilașii abia așteaptă întâlnirile. Este interesant și învățăm și noi ca părinți, în primul rând, și este un mare ajutor. Începem cu un cântec de inițiere prin care îi chemăm la joc, după aceea continuăm cu alte cântece, poezii și pe urmă continuăm cu obstacole, cu jocuri liber. Activitățile se bazează pe joc, par simple, dar rezultatele sunt impresionante. Uneori pot duce la descoperirea unor afecțiuni de care suferă micuții și care pot fi tratate. S-a întâmplat așa ceva, că era ceva întârziere în mișcare și în vârsta așa de mică este foarte ușor de a recupera problemele, de aceea este recomandat ca să participe cât mai devreme. Cei interesați vor fi consiliați de specialiștii centrului în legătură cu beneficiile diferitelor terapii și cu rolul pe care includerea în astfel de programe îl poate avea asupra dezvoltării psihomotrice, cognitive și sociale a micuților. Cursurile au loc la sediul din strada Mihai Viteazu, în incinta Bisericii Romano-Catolice.